Salut și bine v-am găsit la o nouă întâlnire. De data aceasta încercăm să ne definim, să ne autodefinim și să răspundem la întrebarea: cine ești tu? Participați la o nouă întâlnire YouForum pe YouTube sau direct pe site-ul YouForum și de data aceasta avem întâlnire cu trei oameni tare special pe care îi recunoașteți cu siguranță. O să fie destul de greu să faci slalom printre artiști pentru că mereu au vorbele la lor, dar sunt curios dacă mereu a fost cazul să se descurce atât de ușor și să reușească să cucerească lumea atât de simplu. Mihai Mărgineanu, Silviu German și Mihai Cepoi alături de noi. Bun venit! Salut! Salut, salut! Cu ocazia asta vedem ce înseamnă școala online, pentru că toți avem tendința să vorbim unii peste ceilalți, așa că o să încerc să ușurez modul în care decurge discuția și o să vă nominalizez în momentul în care vine o întrebare și o să spun și pentru cine sau cine să răspundă primul. Pe de altă parte, nu uitați, în comentarii așteptăm întrebările voastre și promit să le citesc pe toate în următoarea oră pe care o petrecem împreună. Mihai Mărgineanu, o să încep cu întrebarea din titlu. Cine ești tu? Mărgineanu, foarte bătrân, 51 de ani, Mulți înainte. în România Oș, tata a doi copii și lumea zice că sunt cântăreț. Așa mă cunoaște lumea, că zice că vorbesc urât și sunt cântăreț. Pe de altă parte, n-am putut niciodată titulatura asta, așa că am încercat să spun. Eu, de fapt, sunt un economist inginer la bază. Și, de fapt, și mai la bază, sunt un mic pui de electronist. Asta a fost prima mea pasiune. Și am și făcut liceu de profil. La facultate n-am reușit să intru pentru că pe vremea mea, și când zic că vremea mea era de mult, erau cam 25 pe loc la electronică, iar eu am picat de două ori, aproape cu aceeași medie, 8 și 20 pe acolo. Deci nu mi-am văzut visul. Și mă bucur că mi-am văzut visul cu opțiunea de deveni inginer electronic, pentru că între timp viața mi-a oferit mai multe șanse. Acum sunt un om care are trei meserii pe care le practică în același timp. Una dintre ele este pilot de avion, pilot comercial. Am să confundă cu pilot de linie. Adică pot să pilotez și să încasez facturi. Rezumând situația de acum, ai cele trei meserii care sunt în mare căutare în zilele noastre, cu ghilimele de rigoare. Da, am amestecat un pic, să știi că nu e chiar așa. Adică dacă nu pot să simt, nu pot să simt un concept în fața publicului, pot să fac asta pe internet și am făcut-o de câteva ori și a fost absolut ciudat. Ca actor, noi filmăm, în continuare avem niște condiții destul de dure, dar filmăm și nu ne prim decât în momentul în care vom la vacanță și când ne va opri vremea. Și ca și pilot am făcut treabă din timpul lockdown-ului acela pe care l-au făcut toate statele oarecum civilizate, le-au făcut neștiind ce se va întâmpla. Și atunci am zburat pentru că era liber. Deci mergem. Silviu German, cine ești tu? Salut. Întrebările astea sunt foarte plăcute și bune. Fac clipuri pe net, mai multe lucruri. Scriu, am fost și actor cu Patalama. Nu mă consider nici actor, mai degrabă, nu știu, scriitor, habar n-am, care poate să citească textele. Cam așa. Fac clipuri pe net, mă ocup cu mai multe. Sunt narcisist ca toți cei prezenți de aici. Nu ești YouTube? Pe aici. Nu le pun numai pe YouTube. Le pun și pe Facebook și pe Instagram, pentru că uneori ți le dă jos YouTube-ul, dar Instagram-ul și Facebook-ul nu. Și atunci pun clipuri, fac mai multe clipuri. Vreau să fac toate clipurile pe care le pun pe gratis. Să nu dea nimeni niciun ban și să-mi dea bani dacă vrea cineva. Dar nu vreau să fie paywall. Na. Notat. Cam asta. Mihai Cepoi, cine ești tu? Salut. O să profit de faptul că am avut ceva mai mult timp la dispoziție să răspund la întrebare.
Ai zice, în primul rând sunt antreprenor, în momentul de față am fondat deja un startup, în momentul de față sunt antreprenor în cadrul lui, încercăm să-l creștem, să-l scoatem un pic și în afara țării, cu destul de multe planuri din punctul ăsta de vedere. Un pic mai la bază, ai zice că sunt un român rebel, însemnând că trecând prin viață până acum mi-am dat seama că sunt multe lucruri cu care nu sunt neapărat de acord în societatea noastră și încerc pe cât posibil, atât în plan profesional cât și în plan personal, să aduc cât mai multe exemple de faptul că putem să facem lucrurile și altfel și acest altfel să fie spre mai bine atât pentru mine cât și pentru ceilalți din jurul meu. Interesante definiții v-ați oferit fiecare. Și mai interesantă este prima întrebare care mi-a atras atenția și să știți că deja sunt foarte, foarte multe întrebări și le mulțumim mult tuturor prietenilor care se uită la noi și sunt acum cu noi la YouForum. Cum ne dăm seama cine suntem cu adevărat? Și o să profit de ocazie, Mihai, pentru că tu ai zis că ai avut cel mai mult timp să te gândești. Acum la tine vin prima dată. Mihai, ce poi? E o întrebare foarte grea și o întrebare pe care consider că n-ar trebui să răspundem o singură dată. Cred că cine suntem se poate schimba de la un an la altul, de la o săptămână la alta sau chiar și mai des de atât. Cred că a pune presiunea asta de a avea o definiție pentru noi, pentru fiecare dintre noi, de fapt ne conduce la o formă limitativă de a nu mai avea flexibilitate să fim și altfel sau să fim altceva un pic mai târziu. Și am primit o întrebare foarte grea în urmă cu câțiva ani. M-a întrebat cineva dacă eu consider că în viață mai mult mă descoper sau mai mult mă construiesc. Și cred că e un mix dintre cele două. Cred că avem aspecte la noi pe care le descoperim, pe care în fiecare zi, odată cu procesul de maturizare și de conștientizare a sinelui, să-l numesc așa, ne dăm seama despre lucruri care funcționează pentru noi sau care sunt importante pentru noi și putem să le definim în valori, în atitudini și așa mai departe. Și cred că o mare parte o și construim. Cred că din multe puncte de vedere, dacă vrem să fim ceva săptămâna viitoare și avem cel mai bun exemplu aici alături de noi prin Mihai Mărcineanu, dacă vrem să fim piloți, putem să investim în direcția aia și să devenim și piloți sau orice altceva pe lume. Faptul că am putea ajunge oriunde, această gândire de creștere, cred că ne oferă spațiu necesar de a ne îndrepta atenția și timpul spre versiunea aia noastră. Mihai Mărcineanu, cum ne dăm seama cine suntem cu adevărat? Dacă ne dăm seama vreodată, dacă nu doar ne închipuim că suntem ceea ce am dorit noi sau ceilalți să ne vadă că suntem. Eu cred că suntem niște entități în evoluție, într-o continuă schimbare. Și când zic într-o continuă schimbare, nu mă refer neapărat la ideologiile de bază, la principiile de bază ale caracterului care te definește, care nu cred că se schimbă atât de mult pe durata unei vieți și ține de aia. Și aici Freud a avut dreptate. Deci eu sunt împotriva lui total. A descoperit, Freud ne-a dat ocazia să nu mai fim noi de vină. Pentru că sunt temile care ni se întâmplă sau pe care le facem. Nu suntem noi de vină, sunt părinții noștri. E, dar aici ai dat o dreptate. S-ar putea să ne marchează categorii copilării. Și cred că noi evoluăm în continuu, dacă vrem să evoluăm. Nu știu dacă pot să... De asta m-am întrebat cine sunt, am avut... Nu prea m-am întrebat așa, bă, cine m-am întrebat că sunt eu. Sunt ăsta la... Aș vrea să fiu ăla, cum de mă văd peste 5 ani, cum mă întrebau când vreau să mă angajez. Mă întrebau toate domnișoarele alea de la HR, unde mă văd peste 5 ani. Eu le spuneam tot timpul că mă văd pe o terasă la o bere. Nu aveam nicio idee. Nu știu dacă nu trebuie să fii atent la ceea ce îți dorești tot timpul. Pentru că dorințele, ca și nevoile, de fapt nevoile sunt complementare. Apar unele, dispar unele, apar altele. Și se opresc niște trenuri pe lângările noastre. Marea majoritate dintre noi nu prea ne urcăm în ele și le pierdem. Dacă am fost foarte bine înțeles, dar eu nu cred că acum
mă pot defini sau că mi-am dat seama exact de cine sunt eu și nici nu cred că ăsta e țelul meu. O direcție destul de filozofică. Sunt curios dacă în aceeași notă merge și Silviu. Suntem toți niște papagali și cei de dinainte și eu la fel. Suntem toți papagali aici și ne place să vorbim mult despre noi și suficient. Toți suntem papagali. În special cei de dinainte, dar și eu. Acum, dacă vrei să o ducem într-un ton din ăsta glumeț, până la urmă papagalul ne ajută să... Nu e ton deloc glumeț, e foarte serios. Adică poți să iei în serios când întrebarea nu e serioasă, nici răspunsurile nu au cum să fie serioase. Cine suntem, ce facem, definiția asta, o prostie de întrebare și care nu suscită decât răspunsuri cel mult mediocre. Suntem niște papagali, adică fiecare face ce poate și ne descurcăm cum putem. Bun, hai să o luăm și prin prisma evenimentului la care ne aflăm și sunt foarte mulți cei care sunt în descoperiri în momentul ăsta. Nu există întrebare greșită, întrebare bună, există doar lucruri pe care căutăm să le aflăm de la oamenii pe care poate îi admirăm și care au reușit să facă ceva și poate cândva la un moment dat ne raportăm la ei și încercăm să ajungem tot acolo. Realizând că nu există neapărat o rețetă perfectă pe care să o poți copia, să o aplici în viața ta și să dea aceleași rezultate perfecte, probabil că fiecare își poate analiza mult mai bine modul în care se definește, apropo de tema noastră, define yourself, cine ești tu. Aveți multe, multe întrebări. Eu încerc să păstrez și diplomația, Silviu, în tot ceea ce se întâmplă și cumva să... Încercăm să vedem ce înseamnă originalitatea asta, pentru că exact asta e una dintre întrebări. Ce înseamnă pentru voi să fii original? Și probabil ție, Silviu, o să ți se pare că iarăși este o întrebare proastă, pentru că e greu de definit neapărat. Nu e proastă, dar nu vei afla niciun răspuns bun și nimeni cine pune întrebări în felul ăsta nu se așteaptă cu adevărat să primească un răspuns bun. Că nu sunt întrebări la care n-are rost să răspunzi, că fiecare definește altfel și... Putem să vorbim despre ce mai facem noi, despre cum am ajuns, unde am ajuns, chestii la care efectiv putem să răspundem fără să batem câmpii. Că în rest, a bate câmpii e foarte ușor, deci nu e nicio problemă să bați câmpii, dar poate, cred că și ceilalți invitați și eu, poate vrea să răspundă la lucruri care sunt mai zemoase, mai gustoase decât așa în general să vorbim despre ce înseamnă originalitatea și ce înseamnă o copie și să facem definiții, că nu cred că ajută definițiile la nimic felul ăsta. Uite, dar eu mai pot... Nu, zic. Te rog. Nu, nici nu știu ce să spun. Ce, adică, nu știu ce să răspund. Efectiv, nu știu ce să răspund. Ce să răspund? Cum sunt eu original? Toată lumea e original, toți suntem noi înșine, și când imităm pe cineva, tot noi înșine imităm pe cineva, nu știu ce să răspund. Efectiv, chiar nu știu cum să răspund la asta. Poate să răspundă ceilalți, nu știu. Aveți ceva de completat? Băi, eu am citit odată într-o broșură că zicea un înțelept, am uitat numele înțeleptului, atât de originalitatea e lipsă de imaginație. M-am gândit mult la asta și nu i-am găsit încă crinciul. Eu cred că fiecare e original în felul lui prin puterea lui de a fi independent și de a fi liber ca spirit. Mă uit în jurul meu și mă îngrozesc că prieteni buni și dragi de-ai mei pe care îi cunosc de viață, pentru că v-am zis că sunt bătrân, și-au pierdut această libertate de chiar de a spune ceea ce gândesc. Și cred că originalitatea vine din libertate. Dacă nu ești liber și dacă ți-e frică și de umbra ta, mai bun. A toți ne e frică de toate lucrurile, ce naiba, oricui e frică. Nu? Ești curajos, nu ți-e frică de nimic? Nu, curajos e ăla care își poate învinge frica, știi? Lipsa fricii este dovadă de nebunie. Numai un nebun nu are frică de nimic. Ideea e să fii curajos. Într-adevăr. Adică să-ți fie frică, dar să-ți poți învinge frica, dragul meu, Silviu. Cred. Sau cel puțin așa am făcut eu, cu unele lucruri de care mi-era frică de nu mai puteam. Cred că voi doi ați merita un one-to-one în care să vă confruntați în idei. Da, dar la urmări. Nu, mersi, eu sunt ok. Mihai, ce poți? Sunt curios. Aceeași viziune o ai și tu asupra... Da și nu. Vine în primul rând un prim gând pe care l-am avut, a fost ca și tine să
dezbat un pic rolul acestui panel și cred că dacă ne uităm empatic, rolul este să putem ajuta audiența să găsească niște răspunsuri. Nu trebuie să găsim răspunsuri absolute și să definim noi originalitatea sau să definim noi cine suntem pentru toată lumea de pe planetă sau pentru toată audiența de aici, ci mai degrabă rolul, consider eu, cel puțin ca membru al acestui panel, că este unul de ghid sau de exemplu. Să plec de la, uite cum văd eu, poate unii oameni rezonează, poate unii oameni din potrivă văd total diferit, nu consider că există nici întrebări, nici răspunsuri greșite. Plecând de la această idee, la bază, ai zice că pentru mine, cel puțin, originalitatea se traduce în a mă uita diferit la diferite lucruri. A încerca să ies din anumite pattern-uri, să le numesc, pe care în mod normal așa mi le-am construit. De-a lungul vieții mele am plecat la drum cu o serie de informații sau un bagaj în spate în care am considerat că așa funcționează viața sau că așa funcționează diferite aspecte ale vieții mele. Plecând de aici, cred că un exercițiu continuu și un exercițiu valoros e mai degrabă să mă uit, dar dacă n-ar fi așa? Și doar prin întrebarea asta, o mare parte din lucrurile pe care fie am început să le construiesc, fie am început să investesc timp sau măcar să mă gândesc la ele, consider că e o formă proprie de originalitate prin care să zic, hai să văd dacă ar fi diferit, dacă aș pleca un pic diferit sau cu alte premise sau cu alte obiective, să văd ce s-ar schimba. Originalitatea nu consider că e opusul unei forme deja existente. Nu trebuie să fie nou total de la un capăt la altul pentru mine. Originalitatea poate să vină și din lucruri mici pe care le fac diferit sau la care mă uit diferit. Mă bântuie o întrebare de care ne spunea Mihai Mărgineanu că a primit-o la un moment dat și pe care o primesc foarte mulți dintre prietenii care ne urmăresc în acest moment dacă încearcă să-și găsească un job. Există, cred și sper să nu jignesc pe cineva din HR, o listă din asta pe care o verifică de întrebări la care primești un răspuns, dar care nu te ajută de fapt cu nimic. Unde te vezi peste 5 ani? Care credeți că ar fi întrebarea corectă pe care ar trebui să-i o pui unui tânăr atunci când își caută un job? Ce ar trebui cineva să aștepte de la un tânăr care caută să muncească, să se descopere pe el muncind? Mihai Cepoi, profit că tu ai fondat și Jobful și bănuiesc că ai mai multe insight-uri. Într-adevăr, îmi doresc să cred și eu asta, n-aș putea garanta pentru asta. Nici eu n-am fost niciodată de acord cu întrebarea unde te vezi în 5 ani. Și mi-a plăcut foarte mult răspunsul lui Mihai la terasă la bere. Și eu mă văd tot acolo din punctul ăsta de vedere. Ai zice că întrebările sau ce încearcă din multe puncte de vedere oamenii din recrutare să descopere la un candidat e de fapt care e valoarea pe care o poate aduce profesionistul respectiv în cadrul organizației. Și întrebarea asta poate veni sub foarte multe valențe. Poate veni dintr-o perspectivă culturală și cât de mult se potrivește cu organizația. Poate veni dintr-o perspectivă profesională și care sunt aturile unui profesionist și lucrurile pe care o să le schimbe sau o să le facă bine sau o să contribuie la creșterea organizației respective, indiferent de tipul organizației. Deci, într-acolo m-aș îndrepta. Indiferent de întrebare de ce o să fie mai bine aceste organizații dacă o să fii și tu parte din ea, sub o formă sau alta. Silviu? Mamă, dar rebeli sunteți, frate, toți. Rebeli, foarte, foarte rebeli. Oamenii, dacă vor să se înregimenteze foarte rapid în câmpul muncii, să se înregimenteze rapid în câmpul muncii. Ei vor descoperi singuri ce anume le face plăcere. Eu am încercat să mă înregimentez în câmpul muncii ani de zile, nu mi-a ieșit. Eu mai bine mă descurc stând acasă și sculându-mă la ce oră vreau. Am încercat să fiu serios, să conduc viața într-o organizație, mai multe organizații frumoase, m-au dat afară sau m-am plictisit, pentru că nu sunt făcut pentru așa ceva. Așa că unii dintre, foarte puțin cei drept, majoritatea oamenilor au nevoie de un job. Și nici nu contează dacă le place câteodată, pentru că ce e important este nu neapărat să câștige ceva sau să dea ceva organizației, nu dai nimic organizației. Unii oameni au nevoie să se ducă la job pentru că le frică să stea acasă, nu pot sta acasă, nu sunt în stare să stea liniștiți în casă. Au nevoie să iasă din casă, să se ducă să facă un lucru în care nu cred, care nu le place, dar care până la urmă le ține mintea ocupată. Majoritatea oamenilor sunt în această situație. Nu e nimic rău în asta, e un lucru firesc. Câțiva, foarte puțin, fac lucruri din plăcere și alți câțiva, poate și mai puțin decât ceilalți, nici nu se mai duc la muncă.
Dar scuze, o să intervin un pic, Silvia, am o întrebare pentru tine. Ce le zici acelor oameni care pot să stea bine liniștiți acasă, care sunt confortabili cu ei înșiși și toate perspectivele pe care le oferi mai devreme, însă au un sens al misiunii dintr-o perspectivă profesională? Își doresc să facă ceva dintr-o zonă de utilitate, își doresc să facă ceva și să aibă un impact pe lumea asta, indiferent cum traduc asta, în afară de zona de artă. Și din multe puncte de vedere consider că pentru oamenii de succes din zona de artă este pe cât de mult ne uităm la a-i felicita, pe atât de mult este și un privilegiu pe care l-au. Nu toți oamenii își permit să fie artiști din punctul ăsta de vedere. Eu am zis că majoritatea trebuie să facă un job în care nici măcar nu trebuie să creadă. E ok să faci lucrul ăsta. Câțiva fac jobul din plăcere, alți cei mai puțin, în sensul de 1%, și nu zic că este de dorit să fie niciuna din aceste categorii. Dar așa este. Adică nici nu trebuie să spui problema asta, ce vreau eu să fac. Până la urmă tot o să faci ceva. Că îți place, că nu îți place, tot o să faci ceva. Așa că când oamenii se gândesc, ce vreau eu să fac, cum vreau eu, cum să devin, vai, am probleme de identitate, sunt tânăr, nu știu ce fac, nu știu, o să știi la un moment dat. Sau o să alegi ceva, ceea ce e cam la același lucru, că după aia îți zici, am ales asta, fiindcă așa sunt eu, nu fiindcă s-a întâmplat pur și simplu să lucrez la McDonald's sau mai știu unde. Nu, că am vrut asta. Na, spui o poveste, te mulțumești, viața merge mai departe. Dar preferabil ar fi totuși să alegi să faci ceva care îți place și pentru care simți o vocație. Și exact în linia asta este o altă întrebare. Cum v-ați descoperit vocația, Mihai Mărginean? Vocație, în cazul de față. Mă scoate din minci ultima această, nu știu cum să zic, frază sau propoziție pe care o aud din ce în ce mai des. Mă duc la job și fac ceea ce îmi place. Și eu cred că oamenii mint în viața apelui. Toată lumea, bă, inclusiv aia de la ghișeu, sau doamnele alea mai plinute de la ghișeu, toate fac un job care le place. Nu cred, care își iubesc jobul. Și eu cred că se mint într-un mare fel. N-am ce să adaug apropo de asta. Eu cred într-adevăr în libertatea asta de a ține, de a trăi viața fără să fii regimentat într-o organizație. Cuvântul organizație îmi ridică părul pe mână și îmi educ copiii exact în direcția asta, să nu se gândească la un job. De-aia i-am dat și mai târziu la școală, ca să nu plece mai devreme la serviciu. Pentru că, până la urmă, dacă dai mai devreme, clar, e termină școala mai devreme, cu un an trebuie să plece mai devreme. E complicat. Mai bine mai copilărești un an. Mi se pare că dacă aștepți și dacă în timpul ăsta te educi și te dezvolți personal, la un moment dat vei lua o decizie foarte bună și nu știe nimeni, n-are cum să știe nimeni în lumea asta care este aia și ce o să faci tu când o să te faci mare. Nimeni. Iar dacă te-ai apucat de mic să construiești această carieră pe care ți-o gândește părintele sau ți-o gândești tu singur, ai două șanse. Una, să-ți iasă, cred că în proporție de 1%, și să e bai de capul tău, în proporție de 90%, 99%. Asta zic eu, care nu sunt prea sănătoși la cap, dar s-ar putea să fie greșit. Pe de altă parte, o perspectivă destul de bună să poți să-ți permiți să și greșești și să încerci. Păi n-ai cum să nu să faci ceva fără să greșești. Categoric o să greșești tot timpul. Și nu e un capăt. Dar ideea este să nu faci mereu aceeași greșeală. E o vorbă veche, asta chiar e românească, prost să fii, dar să-ți revii. Adică nu trebuie să persiști în aceeași greșeală. Dau exemplu copiilor, pentru că așa m-a crescut și tata, ai luat 6 la matematică astăzi, băi, data viitoare ia 7 măcar. Nu la tot 6, că e o problemă dacă e tot 6, măcar 7. Și la un moment dat am luat și 9, am și 10. Dacă stai cu frică. Bun, vorbim despre viață ca despre un proces din ăsta continuu de învățare și vreau să revenim și să vă reamintesc că tema noastră de la YouForum este Define Yourself, definirea fiecăruia dintre noi. E ok să avem mai multe definiții pe parcursul vieții, să ne vedem în moduri diferite, în etape diferite ale vieții? Cine răspunde? Silviu, că pare cel mai dus în ceață de această întrebare.
cine, eu nu știu, stai puțin, că poate trebuie să ne punem problema un pic altfel. Stau oamenii și se scoală de dimineață și se gândesc, nu știu, tineri, habar n-am, că eu n-am, mă poșterogesc acum, dar tineri stau și se gândesc că cine sunt azi? Oare ce, m-am trezit de dimineață și astăzi îmi asum un gender, îmi asum o identitate profesională, îmi asum o identitate creativă? Cine face chestiile astea? Nu cred că stă nimeni să se gândească la așa ceva. Nu știu, dar na, aș încerca să răspund, dar nu știu ce să răspund. Sincer, nu știu ce să răspund. Pot să zic doar în cazul meu. M-am apucat să fac clipuri, că îmi place să fac clipuri. M-am apucat de scris, că îmi place să scriu. M-am apucat de făcut muzică, pentru că m-am plictisit de făcut clipuri și de scris. E o chestie care nu ți-o alegi. Te trezești cu, încerci, vezi o chestie, îți place, nu-ți place, după aia te saturi. Trebuie să și vrei să faci mai multe lucruri deodată, că dacă... Dar și eu vorbesc prostii, nu știu ce întrebare și ce răspuns. Da, există identitatea 204 până la 3 și de la 3 încolo identitatea 68. Așa trebuie să le șafălim. Nu știu ce să răspund la întrebarea asta, să răspundă ceilalți. Chiar nu știu ce să răspund și aș vrea. Mihai, ce apoi? Dacă mă repeți sau... întrebarea, ce să răspund eu, că am uitat întrebarea, deci mă... Ne plimbă Silviu dintr-o parte într-alta, dacă este ok. Nu, a fost foarte lucid și a fost foarte ok, dar am uitat întrebarea, că am făcut un format și m-a răspuns în cap. Dacă este ok să ne definim în mai multe feluri, în diferite etape ale vieții noastre. Da, acum să răspundă Mihai și... O să încep cu un brief, și anume, am o reticență pentru că sunt într-un panel cu doi artiști pe care apreciez foarte mult și am o reticență în a contrazice, dar sunt câteva lucruri cu care nu sunt de acord și s-ar putea să o fac. Pentru ceea ce transmitea Mihai mai devreme, eu consider că sunt oameni care iubesc ceea ce fac, chiar și în contexte profesionale non-artistice. Și cel mai bun exemplu pe care l-am sunt eu și oamenii din echipă cu care lucrez. Mă trezesc în fiecare dimineață cu gândul ce aș putea să fac mai bine și cât de mult îmi place ceea ce fac, până la un nivel în care cred că devine o problemă pentru mine, și anume nu mai îmi las timp liber să fac alte lucruri care poate mi-ar plăcea. Și cred că există în atât de multe domenii oameni atât de pasionați de ceea ce fac, care pur și simplu iubesc ceea ce fac. Și domeniile sunt multiple, fie că vorbim de psihologi, de avocați, de doctori, sunt convins că sunt oameni foarte, foarte pasionați de ceea ce fac. Iar ideea de a fi parte dintr-o organizație, deși are conotația asta un pic corporate, îmi vine să zic, o organizație este și un ONG. Și oamenii care fac voluntariat ca să ajute procese de educație pentru medii defavorizate sau diferite orice alte proiecte de voluntariat, și oamenii ăia sunt pasionați de o cauză și ei iubesc ceea ce fac din punctul meu de vedere. Legat de a pune definiția asta de cum ne găsim vocația sau cum era întrebarea, te rog, repetă. Vezi că, uite, asta e problema, că te să repete la fiecare ca să vezi ce întrebare. Da, dar întrebarea e dificilă, e foarte dificilă. Nu e dificilă, e absurdă, nu poți să răspunzi la ea și tot timpul dai în diverse, așa că putem să vorbim. Dacă poți să te descrii diferit, uite, mi-am amintit, Silviu. Cred că, cum am zis și la început, cred că merită să-ți lași spațiu să vezi dacă mai târziu în viață ai putea avea o altă formă de a considera că așa sunt eu. Și cred, apropo, Silviu, cred că sunt oameni care se trezesc dimineața și își pun problema și zic, îmi place punctul în care sunt, îmi place ceea ce fac în fiecare zi, nu neapărat din context profesional, îmi place unde am ajuns și cum arată viața mea, sunt aspecte pe care vreau să le schimb, cât de repede pot să le schimb? 10% maxim. Nu știu, sper, din nou, sper pentru binele societății noastre și pentru binele nostru al tuturor să fie un procent mai mare. N-are cum să fie un procent mai mare. Nimeni nu poate să adopte mantra asta, știu ce vreau să fac, fac ce îmi place. Nimeni nu poate să adopte la modul absolut. E imposibil fizic. Nu la asta mă refeream, mă refeream la a chestiona în primul rând. Oameni care se trezesc, nu în fiecare dimineață, dar se trezesc din când în când și își pun problema, sau seara la un vin,
se gândesc, băi, mi-e bine unde sunt, îmi place cum arată viața mea, aș vrea să schimb ceva la ea. Cred că e o întrebare care, sub o formă sau alta, oamenii și-o adresează, mai ales când ajung în puncte în care viața lor nu arată așa cum și-ar dori, măcar peste limita de a o continua în direcția în care sunt în momentul respectiv. Bun, nimeni din lumea asta nu e mulțumit de propria lui viață. Eu sunt. Nu ești. Ești ok că o să mori? Sunt ok că viața la un moment dat se termină. Da. Nu ești ok, zic eu. Dacă ai fi... Okay, de ce să nu fii ok? Este cel mai sigur lucru din viață. Păi nu, dau cu gura știm să dăm, dar dacă stăm să ne gândim pe bune, nu suntem ok. La un moment dat, nu suntem ok cu... Am un prieten, prietenul meu a fost acuzat de nu știu ce, sunt ok cu asta sau nu? Nu, nu mă preocupă direct, dar nu sunt ok cu lucrul ăsta. Și dacă stăm să ne gândim toată cultura, toate discuțiile pe care le avem, tot ce ne iese din gură, ne iese din cauza că vrem să spunem ceva cu care nu suntem de acord. Că nimeni nu o să stea să vorbească sau dacă o să facă, o să spună lucruri care nu sunt interesante, doar pentru că e de acord cu ceva sau e mulțumit. Îți spun eu cum sunt lucrurile, pentru că-s vorbe goale, n-are niciun sens. Extrem, Silviu, din punctul ăsta de vedere. Faptul că viața ar putea fi perfectă, de acord, nu poate fi. Nici eu nu cred în asta. În acea extremă în care 100% totul pe lumea asta îmi place, îmi convine, sunt fericit cu absolut orice, nimeni nu și-a pus problema, hai să vedem cum ajungem acolo. Faptul că între punctul în care sunt și în acel 100%, există multipli pași pe care aș putea să-i fac ca să-mi fie mai bine. E un lucru pe care mulți oameni, la care mulți oameni se gândesc din punctul meu de vedere. Eu nu pot să înțeleg lucrurile astea. Chiar, și adică o să o spun nu pentru că vreau să mă dau mare sau așa, dar chiar eu nu pot să înțeleg cum are cineva o gândire, nu zic la lucru la modul rău, corporate, să vrei să aparții unei organizații. Că eu nu pot să înțeleg chestia asta. Am încercat și n-am putut. Adică, încerc să vă opresc, Silviu, da. Ca să nu mergem într-o direcție. Poate să fie nevoia de apartenență, pot să fie foarte multe motive, pot să fie colegi, poate să fie locul foarte fain în care te afli, pot să fie foarte multe motive și fiecare are motivele lui. Neavând acum... Artistic este o organizație. Nu, dar am... Bine. Eu vorbeam de... foarte tare, să știți. Eu nu pot să... Nu pot să înțeleg spiritul birocratic pe care îl văd la foarte mulți oameni care sunt foarte tineri. Foarte, foarte birocratic spiritul. Vor să aibă esprit de corps, vor să aparțină foarte mult cuiva, până și cuiva sau unei organizații, până și întrebările astea, cum te definești, cine ești, cum ai vrea tu să aparții cuiva. Sunt chestii care sunt probabil de bun simț, eu nu le înțeleg. Deci eu nu înțeleg cum... Acum, dacă vrei să ne întoarcem și să fim foarte onești unii cu ceilalți în școală, simțeam nevoia să fim alături de grupul ăla cool. La fel simțeai și în liceu. Probabil și odată cu înaintarea în vârstă simțim nevoia să fim alături de un grup care primește mai multă atenție. Dar un lup singuratic, exact așa cum define. Și asta e o formă prin care poți să mergi înainte. N-aș zice că... Vorbesc de tineri. Dacă ești tânăr, foarte tânăr, și prima ta întrebare, după ce ai terminat liceul, înainte să te duci la facultatea, este eu unde aparțin, unde mă duc, este o întrebare valabilă, nu am absolut nimic împotriva ei să fie. Eu nu pot să înțeleg, pentru că mă gândeam, când încă ești tânăr și încă ești irresponsabil, nu-ți pui problemele astea, dar mi se pare că oamenii și le pun din ce în ce mai devreme, că vor să... În lipsa unui alt cuvânt, să parvină, să aparțină. E prea complicată viața și nu vreau să-mi o simplific cum să aparțin unui loc, unei organizații. Silviu, o să ajungem să dezbatem ideea de comunitate în sine. Faptul că noi astăzi, ca și specie, funcționăm în comunitate, înseamnă că ne dorim să fim aproape de semenii noștri, indiferent cum definim asta, că sunt grupuri religioase, că sunt anumite credințe pe care le avem, că sunt anumite pasiuni comune pe care le avem. Și ce vedem astăzi prin tehnologie și din punctul ăsta de vedere, un beneficiu pe care îl aduce artiștilor, cum ești și tu, este faptul că tocmai pentru că sunt oameni care vor să fie parte din ceva, încep să urmărească alți oameni. Din punctul ăsta de vedere, tu ai o comunitate de oameni care te
aprobă în mesaje și te urmărește pentru că apreciază mesajele tale. Nu comunicată comunic cu ei deloc. Cu oameni. Ok. Una este să... Deși îmi place mai mult de tine, Mihai, sunt de acord cu Silviu, n-am ce să fac. Ca bate în câmpii. Hai să ne oprim, hai să mergem în altă parte, că ne-am dus pe arătură. Ia, unde ne-am dus? Cu o sintetizare. Ne-am dus pe arătură și schimbăm subiectul. Da, lasă-mă să bat câmpii, e tena, poftim cultură. Uite, vreau eu să bat câmpii, ce o să faci? Putem să ajungem la concluzia că e ok să fim atât de diferiți și uneori să ne contrazicem și totuși să putem să mergem mai departe ca o echipă care încearcă să ajungă la niște concluzii pe care mai departe cineva să ne poată considera utile. Mm-hmm. Sunt multe întrebări pe care tu, Silviu, probabil o să le consider că sunt dificile. Asta e, nu fi defensiv, dă-i acolo. Pentru voi, cum se definește succesul? Este o întrebare care a mai apărut, vă spun, și la prima întâlnire pe care am avut-o un pic mai devreme la prânz, în același panel. Și e ceva recurent cu care lumea pare că se confruntă în perioada asta. Încearcă să-și găsească modele, exemple și fiecare definește succesul în diferite feluri. Pentru voi, ce înseamnă succesul? Pentru mine e simplu. Încă 16 view-uri. Mihai Mărcineanu? Pentru mine e simplu. Pentru mine e simplu. Când am un spectacol să vând bilete și cred că este barometru care măsoară, hai să spun, valoare. Și ban. Nu, barometru care măsoară... Da, știu, și ban. Vânzarea de bilete. La ce te referi? Ca banii încasați de către cântăcios sau la ce te referi? Toată lumea, asta e singurul barometru de succes, ban. Absolut toată lumea. Categoric, dar, de exemplu, în aviație, barometrul meu de succes este când aterizez pe o pistă fără vizibilitate și atunci mă simt extraordinar de succes. În viața de showbiz, că în showbiz nu este neapărat un hub de artiști, sunt și eu, așa, ceilalți și tot așa, într-adevăr, încasările din bilete sunt, repet, din bilete sunt barometru, hai să spunem, repet, nu a valorii artistului respectiv, că nu sunt numai cei de valoare care vând bilete. Cam asta e. Mihai Cepoi? Cu riscul de a primi reply-uri la acest răspuns al meu, îmi define succesul prin impact. Prin cât de mulți oameni pot să impactezi, fie că e vorba de joburi pe care le găsesc, fie că sunt membri ai familiei sau prieteni care în urma unui sfat al meu sau în urma unei discuții cu mine, le este un pic mai bine. Așa definesc impactul. Faptul că eu ca persoană am un impact pozitiv în lumea asta. Asta e prima mea metrică de succes. Bun, hai să vă duc la școală. Ce părți din experiența voastră școlară considerați că v-au ajutat pe bune în viață? Eu nu am făcut liceu de artă, m-a ajutat tot. A fost o plăcere să fac liceu de artă, plus că aveam și o peșteră în liceu. Asta nu e glumă, e adevărat, aveam o peșteră în liceu. Era la liceu de artă, la baza dealului de la cetate, din Brașov. Și acolo era o peșteră cu două intrări, lângă tomberon. Și jucam scunsea și prinsea pe acolo. La asta m-a ajutat școala. Mihai Mărcineanu? Eu am fost cam tocilar. Nu știu ce să zic. Pe mine m-a marcat foarte mult școala. Am impresia că am învățat foarte multe școală. Probabil că doar am impresia, dar într-adevăr pe mine m-a ajutat primul an de facultate, la și școală. După care s-a mai schimbat. Dar primul an de facultate m-a ajutat. Nu am avut nicio absență. Cred că am și coronite la cătă. După aia s-a schimbat treaba. Cam așa cu școala la mine. Mihai, ce apoi? Sunt pentru școală.
Am multe idei despre lucruri care nu funcționează la sistemul nostru educațional, în primul rând, aș pleca de acolo. Hai pe să luăm pe experiența personală. De acolo. Că după aia iar ne ducem în alte teme și pentru mai avem cam un sfert de oră. Parte, a avut un impact mult mai mare educația non-formală. Faptul că am făcut voluntariat în timpul facultății, faptul că m-am înscris și am fost parte din ce înseamnă Universitatea Alternativă, faptul că am găsit mentori cu care mi-am dorit să lucrez și de la care am vrut să învăț de-a lungul timpului. Impactul a fost mult mai mare al educației non-formale decât al celei formale pentru mine. Bun, întrebări direct targetate. Întrebare pentru Silviu. Ce te ține motivat și inspirat atunci când faci videoclipuri? Pe ce principiu te bazezi în viață din punct de vedere profesional? Asta nu e o profesie ce am eu și nu recomand nimănui să aibă genul ăsta de profesie, care seamănă foarte mult până la urmă cu o fată care se dezbracă pe OnlyFans. Singura diferență e că nu mă dezbrac de tot. Dar făceam lucrurile astea din clasa a 5-a. Am prieteni cu care râd și acum despre aceleași lucruri în același fel și le reproduc. Nu e mai complicat de atât. În rest, eu știu că asta e singura chestie pe care o pot face, să mă uit la lume și să dau înapoi ceva. Asta este tot ce pot să fac. Nu mă interesează cauze sociale pentru că nu mă descurc în cauze sociale, nu sunt bun pe așa ceva. Nu mă interesează birocrație pentru că nu sunt bun pe birocrație. Nu mă interesează impactul cu adevărat pentru că nu mă pricep să-l măsor. Încerc să trăiesc cât mai puțin ancorat în realitate și dacă am bani e bine și dacă nu am bani e bine și asta și nu am parametri pe care să-i gândesc. Sunt foarte nehotărât și mi-a prins mai bine, mai degrabă bine decât rău. Hai să vă dau un comentariu motivațional, așa aproape de final. Este un webinar care trebuia să dureze mai mult. Ideile sunt foarte interesante și sunt diversificate. Și chit că suntem pe poziții aparent opuse pe anumite subiecte, pare că oamenii apreciază. O să-mi cer scuze, nu o să mai mă întorc la discuția despre comunități și ceea ce începusem să discutăm la început, pentru că pare că intrăm într-un cerc și fix în cerc o să ne învârtim până la final. În schimb, o să merg la Mihai Mărgineanu. De unde timp pentru atâtea pasiuni, pentru numeroasele pasiuni? Păi ai timp pentru orice. Asta cu nu am timp că... Nu am timp, aoleu, sunt în criză de timp, mi se pare tâmpenie, mi se apără tot timpul tâmpenie, pentru că, mă refer la mine acum, înainte, cred că făceam mai multe lucruri care nu trebuiau făcute. De exemplu, fumam, aveam mail pe telefon, aveam Facebook pe telefon, acum nu le mai am, că le-am scos. Și asta înseamnă că nu-mi iau mail-ul, că nu intru pe... Facebook, pe Instagram nu intru că nu am Instagram, pentru că iar pe TikTok mi se pare că erau idioți, adică acolo chiar că nu mi-am făcut. Mi se pare mie, s-ar putea să greșesc. Nu, e ok, chiar nu, TikTok e o porcărie. E o porcărie, da? Așa m-am auzit și eu și așa am văzut. Bun, și eliminând din activitățile astea cotidiene și multe și foarte mult, am început să am mai mult timp, m-am trezit cu timp. Ca să nu mă plictisesc, că ai văzut că a zis și Silvia de mă, am plictisit, de-aia am început altceva. Ca să nu mă plictisesc, fac mai multe lucruri. Și e bine. Că le fac cu drag. Cât le face cu drag. După aia, mai vedem. Dacă o să le mai fac pasta, poate să fac altceva. Sau poate nu o să mai fac nimic. Poate nu o să mai am chef să fac nimic. Dar acum am încercat, ca să răspund la întrebare scurt, am încercat să elimin toate porcăriile pe care le făceam. Nu mai plăceau. Mă chinau ocupat. Nu poți mă să răspund la mail mereu. Nu poți mă să fii în contact tot timpul, pentru că sunt foarte mulți oameni care bă, chiar n-au nevoie de răspunsul la momentul ăla. Sau dacă ar avea nevoie, e treaba lor. E nevoia lor. Dar niciodată nu mi-a sunat telefonul să mă întrebe cineva ce fac în ultimii 2 ani. Ce mai faci, mă? Poți să te sun, să te întreb? Nu, că probabil că nu ți-aș răspunde.
Răspuns foarte interesant. Mihai, ce poi? Pentru tine este următoarea întrebare. Cum ai reușit să treci peste momentele grele ca CEO? Nu știu, depinde de momentul greu, că fiecare a avut o diferită formă de a fi greu. Cred că cel mai mult m-a ajutat de-a lungul timpului să am oameni dragi alături de mine, oameni cărora le pasă de mine și de fiecare dată când am o problemă sau o chestie mai mare de rezolvat, îmi găsesc refugiu în discuții cu oameni care mi-aduc înapoi în vedere faptul că oricât de rău ar fi, nu e atât de rău și că se poate rezolva și că se găsește o soluție la provocarea respectivă. Cred că fără un alt reper uman în jurul meu, alți oameni pe care apreciez și care să mă susțină, cred că aș fi avut un alt răspuns n-aș fi reușit să trec peste niște lucruri grele fără oamenii ăștia în jurul meu. Mai avem aproximativ 10 minute pe care le petrecem împreună. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care s-au uitat la noi și îmi cer scuze că nu o să reușesc să trec prin toate întrebările. Ultima rundă de întrebări, câte una pentru fiecare. Pentru Silviu German, consider că un câștig financiar generos este mai important decât imaginea prezentată publicului. Cu ce rămân cei cărora te adresezi? Stai puțin, cum? Dacă consider că un câștig financiar important este mai valoros decât imaginea pe care o prezinți publicului și cu ce rămân... Nu, Doamne, iartă-mă, nu, am oroare de oameni care fug după bani, dar chiar am oroare. Am oroare din asta, aproape organică. Mi-e silă când mă văd pe mine în reclama aia pe care am filmat-o acum 4 ani. Nu mai vreau să joc în nicio reclamă. Nu am mai mulți bani decât aveam înainte. Oamenii care sunt obsedați de bani, bine, nu o duc nici rău. Ok, asta e, da. Aș putea să o duc de 15 ori mai bine, dar nu vreau, nu ar trebui să fie în mintea unuia care termină liceul sau facultatea, gândul, sau după părerea mea, cred că dacă vrei să ai această dorință, du-te frate și fă câți bani vrei. Nu crede că asta e o valoare, dar asta oamenii cred că e o valoare și până la urmă în ce se măsoară succesul, de făceam eu glumiță pe aici, că în asta se măsoară. Toată lumea crede că se măsoară în asta succesul. Mie mi se pare o tristețe teribilă și nu pot să mă proprii cu mintea de oamenii care în sinea lor cred asta. Când aud că oamenii spun altuia, bă, săracule, deci nu. Și mai ales că se face din ce în ce mai devreme acest salt către mercantilism din ăsta feroce. Încă îți permiți la 18-19 ani stai acasă cu mama, cu tata și îți permiți să nu-ți pac pese de așa ceva. Aba nu, că este mișto să antreprenorizezi cât mai devreme. Nimeni nu vrea să fie antreprenor pentru valorile pe care le lasă. Nimeni nu vrea să aibă succes pe social media pentru valorile pe care le lasă. Toți vor să facă lucrurile astea ca să le iasă banul. Dacă vrea cineva să facă lucrurile astea ca să iasă banul, ok, n-are decât să facă. Mie mi se pare o prostie. Asta e tot ce am de zis. O perspectivă Silviu German, trademark. Mihai Mărgineanu, următoarea întrebare. Este exact același lucru, lasă-mă să-l conie. Te rog. Mie este că banii vin. Dacă îți faci treaba bine, pe care ți-ai pus-o tu în cap, nu știu. Faci videoclipul sau când, sau angajezi oameni. Dacă îți faci treaba, vin și banii de exact. Aia vin. Dacă faci lucru doar ca să vină banii, sau nu, ăsta este celul suprem, la un moment dat se duce dracu tot. Nu neapărat. Poate să nu se ducă, din potrivă. Poate să iasă bine. Din experiența pe care o am eu văzându-i pe ceilalți din jurul meu și sunt ahtiat de a urmări traiectoriile oamenilor. Sunt aproape bolnav psihic cu asta. Bă, la un moment dat se duce dracu. Asta am observat. Zi-mi întrebarea pe care vrei să mi-o pui. Cât de importantă este încrederea în sine? Încrederea mea în mine, cât de importantă e maxim. Maxim, adică fiind semi-narcisist, am încredere în mine. Mie îmi place de mine. Și am încredere în mine. Și eu că nu fac tâmpenii așa mari ca să îmi testez încrederea în mine până la limită. Dar în general am încredere în mine și îmi place de mine că mă uit în oglindă că mă bărbieresc, că atunci mă uit că sunt și urățel și doar că mă bărbieresc și nu mi-e rușine. Pe cuvânt.
Poți să-i faci pe alții să aibă încredere în tine dacă tu nu ai încredere în tine? Da, categoric. Am o chibă extraordinară. Nu iau bani cu împrumut, nu dau bani cu împrumut și niciodată nu am dat cete. Și atunci oamenii o să râd, dar au încredere în mine. Atât acestui mic lucru. Întrebare pentru Mihai Cepoi. De ce te-ai făcut antreprenor? Nu cred că m-am făcut antreprenor, cred că am devenit. Și cred că a venit dintr-o zonă în care vreau să fac o schimbare. Trecusem și eu prin procesele de recrutare cu diferite organizații. Erau niște, sunt niște lucruri acolo importante pentru mine. Și anume, cum ne raportăm la carieră, ce vrem să facem în viața asta, cum ne uităm la viața de acum înainte. Și trecând printr-o serie de experiențe și mai ales auzind multe alte experiențe extrem de neplăcute, era și o forma mea personală de a spune eu aș vrea să facem asta diferit și dacă nu se apucă altcineva să schimbe asta, o să mă apuc eu și am încredere că o să-și iasă. Mulțumesc mult pentru că ați avut răbdare să stați cu noi aproape o oră la YouForum, la discuția Define Yourself, cine ești tu, și pentru încheiere o să aleg o întrebare care mi se pare foarte potrivită pentru a pune capac întâlnirii noastre și îmi place foarte mult că mesajul se termină cu mulțumesc. Înainte de întrebarea aceea, vi se pare important să le mulțumim oamenilor cu care interacționăm și să mulțumim pentru situațiile în care suntem puși sau mai degrabă să trântim ușa în spatele nostru atunci când avem ocazia și să fugim spre alte locuri mai interesante? Să trântim ușa. Evident că trebuie să mai mulțumești din când în când. Dar dacă ai pus două chestii pe tablă, pe masă, a să o aleg pe aia cu trântitușii. Nu, niciodată. Să scuipăm pe oamenii care ne-au făcut bine, să nu le dăm bună ziua. Cei doi, Mihai? Eu cred că... Frate, eu am o relație bună și cu fosta mea iubită de acum 16 ani. Nu știu ce să zic. Depinde acum. Nu o să îi zic mulțumesc cu ea care m-a înșelat sau care niciodată. Poate că la un moment dat i-am mulțumit că, uite, datorită celor care m-au înșelat și m-au jignit și mai de mult acum sunt ceea ce sunt. Și dar de obicei trebuie să mulțumim și să spunem te rog frumos. De obicei. Mihai Cepoi? Sunt în asentiment. Consider că e o formă foarte... că prea rar spunem mulțumesc oamenilor care au un impact pozitiv în viața noastră și cred că ar trebui să o spunem cât mai des, dar nu în orice scenariu. Adică sunt total de acord că sunt suficiente lucruri și suficiente exemple în viața asta în care chiar nu e de mulțumit. Dar acolo unde este de mulțumit, sunt convins că e un lucru pe care ar trebui să-l facem. Uneori trebuie să spunem mulțumesc, alteori mersi și alteori mercic. Pupix. XOXO. Ultima întrebare. Ce sfaturi ați da tinerilor care nu știu ce vor să facă în viață, facultate și mai târziu job? Cred că e cea mai dificilă. O să dau un exemplu. Eu primul, că sunt cel mai bătrân. Acum foarte mulți ani de zile, un domn de care auzisem și pe care eu îl stimam la vremea aia și acum, adică Bogdan Naumovici, lucra la o agenție mare de publicitate, treaba lui, unde lucra. Și a angajat, trebuia să angajeze trei, să se numesc copywriter, am înțeles, ăștia care fac reclame, care gândesc, care... O meserie, sau mă rog, o ocupație. A găsit trei tipi geniali de vreo 23, 24, 25 de ani, bă, dar geniali erau oameni și Răzvan la ședința de angajare, le-a zis, bă, băieți, v-aș angaja acum, numai că sunteți prea mici. Așa că vă sugerez să plecați voi la voi acasă și să veniți peste 3 ani de zile. Timp de 3 ani de zile, trăiți viața. Nu trăiți viața. Duceți-vă la pescuit, duceți-vă la îmbătați-vă, duceți-vă la femei, duceți-vă la discotecă, la cum se numește vremea aia, la club. Trăiți-vă viața și căpătați experiențe. Și după aia, peste 3 ani vă angajez fără drept.
cred că un tânăr ar trebui să trăiască înainte, să trăiască mult și să profite de fiecare dimineață când nu-l doare capul. Silviu? Iar am uitat întrebarea, pe bune, mai zi o dată. Care nu știu ce vor să facă. Ce sfat să dau să, la tineri? Oh, Doamne. Pune-l și te rog frumos în contextul în care este pus în paranteză în această întrebare, facultate și mai târziu job. N-aș vrea deloc să am acum 21 de ani, dar deloc, pe cuvânt de onoare, dacă aș vrea să am. Orice ai auzi e temporar, orice face temporar, orice mișcare a minții poți să râzi de ea în 2 ani. Ce poți să faci? Adică karate. Karate. Uite, karate. Foarte, toată lumea karate. Da. Karatele niciodată nu te lasă la greu. Și depinde cum scrii. Karate. Nu contează, faci ce vrei tu. Fă karate. Ashihara, nu știu, jiu-jitsu, dacă nu. Fă că sunt cele mai bune. Uite, eu am făcut și uite unde am ajuns. Mihai Cepoi, te-am lăsat la final pentru că știam că e o poziție mai echilibrată. Pentru cei care vor să facă karate, le-aș sugera să facă karate, evident. Pentru cei care vor să trăiască, le-aș sugera să trăiască. Toți karate, toți. Pentru toți tinerii, poate din audiență sau către care mă adresez, le-aș sugera să se oprească odată din a se gândi cam ce și-ar dori, cât de bine l-ar putea ieși X sau Y și să se apuce de el. Sugestia ar fi către acțiune. Dacă vrei să descoperi ceva, fie că îți place, fie că nu-ți place, fie că e bine, fie că e rău, că într-un an, doi te prinzi că nu e ce trebuie, măcar mai bifezi un lucru și îți dai seama, băi, nici asta nu vreau să fac, sau băi, asta vreau să fac. Deci sugestia ar fi către acțiune. Orice își dorește să facă, să se ducă să facă. Riuf, eu forum la final această sesiune. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor. Mihai Mărgineanu, Silviu German și Mihai Cepoi au fost alături de noi. Mulțumim foarte mult pentru toate întrebările pe care le-ați adresat în comentarii și îmi cer scuze dacă n-am reușit să răspundem tuturor întrebărilor și curiozităților voastre. Uitați înregistrarea, o găsiți pe YouTube, asta dacă vreți să derulați și să aprofundați un pic subiectele pe care le-am dezbătut noi un pic mai devreme. Zi frumoasă și mult succes în a vă găsi calea pe care vreți să vă trăiți viața mai departe, să fiți fericiți și mai ales să fiți bine. La fel. Pupii! Pupii!